Ce este gușa mai exact? Gușa sau bărbia dublă este depunerea de țesut adipos de grăsime la nivelul spațiului submentonier. Cauzele apariției gușei pot fi o îngrășare foarte mare, persoanele care sunt supraponderale sau obeze pot să aibă gușă, dar nu numai, poate să apară și la persoanele slabe, poate să fie o moștenire genetică, persoanele care au în familie, de exemplu mama sau tata, cu o laxitate cutanată excesivă, chiar și o postură neadecvată, de exemplu cum stăm la birou sau cum ne uităm la laptop sau la calculator, poate să slăbească musculatura din zona submentonieră și să ducă la gușă. Cam de pe la ce vârstă ne putem confrunta cu această problemă? După 20 de ani poate să apară gușa și, bineînțeles, după 30 de ani poate să fie pielea mai laxă, mai puțin fermă. În cazul în care vrem să avem din nou acest aspect frumos al gâtului, fără gușa, evident, există soluții? Există, bineînțeles, soluții. Aș recomanda 3 etape. Prima etapă acasă, să avem grijă de alimentație, să nu ducem o viață sedentară, să facem și exerciții. Sunt exerciții care întăresc musculatura de la nivelul zonei gâtului, dar procedurile cele mai importante sunt procedurile făcute de specialiști. Face radiofrecvența medicală pentru zona gușii. În ce constă această procedură? Este un aparat care ajunge la o temperatură de 42 de grade la țesutul pielii, dar în interior ajunge undeva la 65-75 de grade ca să topească și țesutul adipos. De câte ședințe ar fi nevoie pentru a scăpa de gușă? Este recomandat un protocol de 12 ședințe, iar după se va face o ședință pe lună de întreținere. Este demachierea pe zona unde vom lucra. Acum vom aplica o cremă specială pentru radiofrecvență pe zonele unde lucrăm. Ne ajută să nu ardem țesutul adipos și pielea. Se va lucra minim 30 de minute pe zonă pentru un rezultat optim. Este o procedură dureroasă? Este foarte relaxantă. Acest dispozitiv de ceramică nu permite pielii să resimtă temperatura puternică. Și vom face mișcările circulare. Văd că pielea deja a început să se roșească. Da, că s-a încălzit zona la o temperatură optimă. Care ar fi următorul pas? Acum vom masa zona până când va intra crema în piele. După ce am masat zona, vom aplica factorul de protecție. Este indicat cam 3 zile să nu se expună la soare și primele 48 de ore să nu se mai facă alte procede care să supraîncălzească zona unde am lucrat.